București FM te invită să descoperi 100 de momente esențiale pentru istoria românilor. Pluton, la umăr, arc! La picior, arc! Pe loc, repaus! Bună ziua! Noi suntem București FM, postul public de radio al Capitalei, parte din Radio România și ne bucurăm că suntem aici astăzi împreună cu dumneavoastră. Noi și prietenii de la Asociația 6 Dorobanți, Asociație de Reconstituire Istorică. Suntem împreună pentru că în an centenar Radio România face o reverență în fața tuturor evenimentelor care s-au întâmplat pentru a se ajunge la cei 100 de ani de Radio România, de România și practic inaugurăm menționând toate momentele pe care le considerăm esențiale în această expoziție pe care dumneavoastră o puteți vedea prin simpla plimbare în centrul vechi. Aceste 10 panouri vorbesc despre 100 de momente esențiale din istoria românilor și ne bucurăm că avem ocazia să vi le expunem. Eu aleg România este un proiect al studiourilor regionale Radio România, care se află în al 5-lea an de existență, pentru că am vorbit despre tot ceea ce merită să se întâmple în România, destinații turistice, oameni importanți, muzică pe care noi cu toții o cunoaștem și o fredonăm și, desigur, anul acesta, momentele istorice. Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale, este un proiect cultural Radio România, finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, motiv pentru care îl invit alături de noi pentru câteva cuvinte pe domnul Ion Ardelean Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Momentul este transmis live pe București FM și va fi ulterior difuzat în toată rețeaua regională Radio România. Sunt fericit să fiu prezent la inaugurarea programului Radio România, Eu aleg România, ca semn al unei picături în oceanul de manifestări și de evenimente ce comemorează primul centenar al României noastre. Ca și reprezentant al Ministerului Culturii, nu pot decât să salut orice eveniment care se încadrează în șirul calendarului comemorărilor și sărbătorii anului centenar și a primului război mondial. Vă doresc succes și acest agreabil început să fie de fapt doar avancronica unei ambițioase orientări programatice a Radio România. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi pentru prezență și pentru susținere. România 100, Eu aleg România este un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale. Mai multe detalii pe bucureștefm.ro.